Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi telespectatori! Bun venit din nou la Fețele Medicinei. Iată, deci, din nou locația Spitalul Municipal din Hunedoara. De data aceasta am ales ca invitat pe șeful acestui spital, pe domnul manager Ștefan Eduard Nicușor. Bine ați venit, domnul manager! Bine... Sau bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Și bine am venit eu! Bine ați venit dumneavoastră la noi! Așa este! Domnul manager, am zis, cum am vorbit înainte de emisiune, să discutăm puțin ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni, cam așa cred că a trecut de la ultima emisiune. Și pentru asta mă gândeam la tema pe care ați avut-o în proiectul de management susținut la examen. Că mi-a plăcut foarte mult tema, îmbunătățirea calității serviciilor în spital. Da. Pentru că aici am văzut că v-ați axat foarte mult. Și asta, în primul rând, pe sistemul de curățenie și igienizare, pentru că am observat că chiar au apărut pe secție, unde lucrez și eu, acele mopuri, acele cărușoare, da, modulare, cum spuneați că le spuneți, spuneați că le spun. Și să vorbim puțin de aspectul acesta. Evident, am spus de la început că îmbunătățirea calității serviciilor în spital este prioritatea noastră. Să zic așa, prioritatea principală, pentru că prioritatea zero, chiar cea mai importantă a spitalului, rămâne în continuare atragerea de medici. Dar asta probabil o să o dezvoltăm ulterior. Un capitol important în calitatea serviciilor într-un spital, cred eu că îl reprezintă curățenia. Da? Evident, și vedem în țară, sunt atâtea spitale cu probleme și vedem ce înseamnă să nu ai un sistem de curățenie și de dezinfecție bine pus la punct într-un spital. Și am insistat foarte tare pe implementarea acestui sistem modern de curățenie. Cred că ce am adus noi, cărucioarele acestea, sunt cam ce mai bun pe piață în acest moment. Era important, foarte, foarte important pentru noi să schimbăm sistemul acela prin care cu același mop se spălau mai multe saloane, da, și holurile, și acum există mopuri individuale pentru fiecare salon, adică e extrem de important să nu transferăm microbii dintr-un salon în altul. După aceea e bine să avem și un control, că totuși în spitale, pe lângă faptul că trebuie să facem calitate și servicii eficiente, e bine să avem grijă și de costuri. În momentul ăsta putem să controlăm și costurile. Înainte nu știam niciodată câtă apă se consuma sau cât detergent sau dezinfectant. Era mai greu cu acele găleți clasice și cu mopurile clasice. Acum putem controla și costurile și, cel mai important, pe lângă acest sistem, putem controla și rezultatele. Adică n-am venit doar cu cărucioarele și le-am pus doamnelor la dispoziție care fac curățenie și le-am lăsat. Nu. Am venit din urmă și cu controlul periodic și cred că va urma imediat în perioada următoare să facem un al doilea control. Cei care, de la care am achiziționat aceste sisteme de curățenie, vin în urmă și fac niște controle și ne spun cât de eficient lucrează colegele noastre. Nu e nicio rușine să învățăm, să îmbunătățim lucrurile, că nu întotdeauna toate lucrurile sunt făcute la perfecțiune, dar gradul de curățenie este mult mai mare decât era în urmă cu câțiva ani, să spunem. Asta e cel mai important până la urmă. E important și, bineînțeles, am promis și în această primăvară, sper să și reușim, o să schimbăm și sistemul de distribuție a hranei. Da, și asta vreau să vă întreb, dacă s-a schimbat ceva. Evident, durează puțin și documentația. Am avut de trecut prin câteva filtre, prin câteva aprobări, prin Consiliul de Administrație, Consiliul Local. Acum sunt prinse pe listele de investiții acele sisteme de distribuție, pentru că vorbim de mai multe ansamble și de mașini de spălat și de linii de asamblare, adică e o bandă pe care se pun acele caserole în care se pune hrana. Deci hrana de acum înainte, sper că în 2 luni de zile să o reușim, nu va mai merge clasic cum mergea până acum, înspre secții, și acolo era distribuită pacienților. Va veni direct în niște caserole izolate, atât termic cât și igienic, deci nu vor mai intra în contact nici cu aerul și vor rămâne și la o temperatură, așa cum constantă, așa cum spune legea. Și cred că va fi iarăși un mare pas înainte, și igienic și, cred eu, și calitativ. Mă pun în pielea pacienților și cred că vor fi mult mai mulțumiți să vadă că le vine hrana
adusă altfel și închisă, închisă ermetic, fără să fie da? Probleme. Cred că e un, de asemenea un lucru foarte important. Adică aspectele astea, curățenia, hrana, da, căldura, da. Este tot un spital, contează foarte mult și oamenii, să știți că se uită de multe ori, am și spus-o, oamenii poate nu sunt atât de bine informați cu privire la aparatura sau la investigațiile pe care le facem noi atunci când, da, îi, da, când îi tratăm sau când îi investigăm. Dar, cu siguranță, se uită la curățenie și la da, toate aspectele pe care le-am menționat mai devreme. Așa că, în continuare, o să mergem pe nivelul acesta calitativ crescut și semnalele noastre din afară sunt foarte bune. Eu citesc aproape în fiecare zi feedback-ul de la pacienți, de la oameni și să știți că oamenii au început interesant să aprecieze. Da, da. Păi, trebuie să mai citim, să știm. Să știți cum primesc și cum... Pentru mine e foarte important. Eu țin foarte mult la... Sunteți un manager modern, asta este clar. Nu știu cât de modern păi sunt, contează, dar... contează feedback-ul, dar nu toată lumea știe cât de mult contează. Pentru mine e foarte important ca oamenii să ne scrie. Sigur că nu sunt... plăcut, impresionat când vin feedback-uri negative, evident că sunt supărat, dar pe de altă parte sunt și bucuros că aflu unde sunt problemele și le pot regla. Și pentru mine face. Este da, foarte da. Important și țin foarte mult la chestiunea asta și colegii cu care lucrez știu asta, e foarte important să le răspundem și felul cum o facem. Deci întotdeauna țin foarte tare ca omul care ne scrie ceva să și primească un răspuns și să primească și un răspuns care să-l mulțumească, nu neapărat un răspuns care... Doar așa să-l arunce. Da, da, da. Da. Deci sunt lucruri importante, să știți că oamenii sunt din ce în ce mai bine informați și de multe ori omul preferă să-i spui adevărul decât să nu-i spui nimic și să rămână așa cumva în ceață, să spunem. Deci... Deci, în continuare, să răspundem la telespectatori, să vă scrie... Chiar îi rog pe oameni să intre pe site-ul spitalului. Pe... Și să-și dea cu părerea. E un site destul de prietenos, pe care chiar de curând l-am schimbat. Am schimbat interfața site-ului și arată cu totul altfel și se pot accesa informațiile mult mai simplu. Să spun acolo problemele, dacă le-au găsit. Dacă sunt mulțumiți, să ne spună și când sunt mulțumiți. Dar e important să știm unde sunt probleme și să încercăm să le da, rezolvăm și împreună. Se poate regla ceva, da. Și eu am toată deschiderea, întotdeauna am spus că cel mai important este ca pacientul să fie mulțumit și să plece acum, tratat, să nu, sănătos să nu, de da, aici. Dar să nu creadă pacientul că totuși este hotel, că pe secție nu mai avem într-adevăr, un nu e fel hotel de gen și de pacienți sunt, care de asta... le cem cu fiță, știți? Să nu credă că e hotel și că... Oamenii trebuie să înțeleagă orice. Aspectul cel mai important și anume cel financiar. În continuare sunt probleme. Eu gust frecvent din mâncarea care ajunge la pacienți și pentru mine, eu nu sunt un om foarte pretențios, dar pentru mine e o mâncare bună. Poate sunt oameni care nu sunt foarte mulțumiți, dar ce trebuie să nu uite oamenii este faptul că de ani de zile alocația de hrană în spitale nu a mai crescut deloc. Este 7 lei pe zi pentru cele 3 mese. Da, bine, adică știu. Oamenii ar fi bine să se gândească dacă acasă cineva reușește să mănânce 3 mese pe zi cu 7 lei. Mie mi-e greu să cred. Totuși noi la spital reușim să dăm mâncare de 7 lei pe zi și eu cred că e o mâncare... Și să fie cât de cât și e o mâncare gustasă. Bună. Cu mare drag le-aș da o mâncare mult mai bună oamenilor dacă cineva din administrația centrală s-ar gândi totuși să mărească această alocație. Până la urmă s-a mărit alocația la câinii vagabon, s-a mărit alocația la deținuți, s-a mărit alocația la toate categoriile sociale, dar la spitale se pare că a uitat. Spre exemplu, la unitățile medico-sociale s-a mărit alocația. În curtea noastră este unitatea medico-socială, care are alocație de 16 lei. 16,6 lei, dacă nu mă înșel. Deci mai bine decât dublu, decât avem noi în spital. Iar noi la spital am rămas la 7 lei, cantonați din 2008. Poate găsim un sponsor, domnul manager. E greu de găsit și sponsorii. Să știți că ăsta e un of al meu și încă o dată o să fac apel la agenții economici importanți din Hunedoara. Sunt câțiva care au venit, chiar ieri a venit un agent economic căruia îi mulțumesc foarte tare și a făcut o donație la spital, importantă, dar aș aștepta mai mult de la oameni. Să nu uite că totuși la spital venim cu toții și un agent economic care are un număr de angajați pe care îi vrea sănătoși
și bun de muncă, da, care să dea și randament, cred că ar fi bine să se gândească să mai ajute și spitalul. Și cred că sunt câțiva angajatori importanți în Hunedoara care ar putea să-și îndrepte atenția și către noi, către spital. Acum să vedem cum îi putem convinge, măcar prin intermediul emisiunilor eventual. Încerc. Să continuăm cu ambulatoriul. Rămăsese în data trecută la modernizare și dotări. Era atunci în construcție. Este finalizat proiectul. Așa? Din păcate, proiectul inițial pe care noi l-am reactualizat împreună cu administrația publică locală, că trebuie spus că proiectul este derulat de primărie, de administrația locală, noi suntem doar beneficiarii acestor lucrări, dar sigur că am lucrat împreună, că dânșii nu aveau cum să modernizeze dacă nu le spuneam noi cum să o facă și ce ne dorim. Din păcate, proiectul fusese deja scris înainte să vin eu la conducerea spitalului și n-am mai putut modifica mare lucru la el. El, să spunem că ar fi bine scris, dar are o singură problemă, nu este integral, deci nu acoperă integral ambulatoriu, este doar o parte, după cum se și vede. Între timp, împreună cu primăria, am scris proiectul pentru restul ambulatoriului, așteptăm cu nerăbdare lansarea ghidurilor de finanțare pe fonduri europene. Din păcate, suntem în exercițiul financiar 2014-2020, am ajuns în 2016 și încă nu s-au lansat ghidurile de finanțare. Au trecut 2 ani și ceva și noi încă n-am început. Și încă le așteptăm. Încă le așteptăm. Că lumea tot vorbește de fonduri europene. Ei bine, uitați, la spital noi avem 2 proiecte mari. Acesta pentru reabilitarea ambulatorului și încă unul pentru tot spitalul. Este vorba de reabilitare energetică. Adică anvelopare, schimbare, instalații electrice, instalații termice, deci lifturi, absolut tot. Tot ce poate genera o reducere a costurilor cu energia. Este un proiect foarte mare care va costa, cred eu, foarte mulți bani. Și așteptăm cu proiectele scrise și finalizate, așteptăm doar să se lanseze ghidurile să le putem depune. Sper eu că poate până în vară, până în apropierea alegerilor, având în vedere că e și an electoral, poate cineva se grăbește acum mai avem un guvern tehnocrat și poate că nu are atâtea interese politice și nu știu dacă o să se grăbească prea tare. Deci proiecte sunt, proiectul, cum am spus, pe ambulatoriu este finalizat, lucrarea arată foarte bine, aparatura este foarte bună. Eu sper că în câteva zile să finalizăm și că trebuie puse toate dotările, aparatura trebuie așezate și puse în funcțiune. După aceea trebuie refăcute conexiunile pentru internet, telefon, tot ce au nevoie medicii ca să scrie rețete și să folosească cardurile de sănătate. Și după aceea vom face și o inaugurare. Sunt convins că va fi o inaugurare oficială cu dumneavoastră, cu presa, cu domnul primar, că până la urmă este proiectul primării. Și facem și un chef la sfârșit, nu? Facem și un chef, dar important este că oamenii vor avea parte de aproape o jumătate de ambulatoriu renovat și la niște standarde foarte înalte. Deci, clar, deci, din păcate, nu este ambulatoriu terminat. Nu e integral. Da. Dar, repet, proiectul este scris și pentru cealaltă jumătate și imediat cum se vor deschide ghidurile de finanțare, ca să știm cum să aplicăm. Că dacă nu-ți dă ghidul, nu știi cum să aplici, vor fi depuse. Dar noi avem alte proiecte anul acesta care nu depind de ghiduri de finanțare. Cel mai important, zic eu, și la care țin foarte mult și cred că l-am amintit și la dumneavoastră, e acel al construirii heliportului. Acolo este gata și proiectul, avem și finanțarea. Îi mulțumesc încă o dată domnului primar pentru susținere. Noi, spitalul, n-am fi avut banii necesari, sau, mă rog, i-am fi strâns cu mai mare greutate și am apelat la dânsul. Am făcut un memoriu anul trecut în care am cerut 3 lucruri. Heliportul, schimbarea computerului tomograf, cel pe care îl avem noi acum funcționează, dar este clar că are o vârstă și nu neapărat că nu mai funcționează la parametri optimi, dar nu mai corespunde necesităților actuale. Au apărut pe piață aparate mult mai performante. Și dotarea și amenajarea stației de hemodializă. Toate 3 au fost aprobate în Consiliul Local. Sunt prinse pe buget. Cred că procedura de achiziționare a computerului tomografie în derulare
trebuie să fie aproape de finalizare. Heliportul va fi gata în primăvara aceasta. Deci este aprobat, au toate documentele finalizate, mai rămâne doar să-l construim. Și vom redeschide și deja celebra stație de hemodializă. Mie îmi pare rău că spitalul este dus în niște discuții care cred eu că nu le merită. Le-aș recomanda în continuare oamenilor politici și asociațiilor și tuturor celor care sunt interesați să facă ceva pentru spital, înainte de a face ceva, să ia legătura și cu noi. Eu sunt deschis oricăror inițiative care să aducă un beneficiu spitalului. Dar nu e normal, nu e normal să venim să... Dispută electorală, Nu neapărat electorală, asta e una. Pentru că este an electoral, mă gândesc că asta este problema. Sunt convins de asta, dar nu e normal să încercăm să facem ceva la spital fără să întrebăm și spitalul. Da, s-a încercat un grup de consilieri locali, au încercat să inițieze un proiect de hotărâre de Consiliul Local să înființeze stația sau, mă rog, cum îi spuneau dânsi, secția de hemodializă în spital. Păi avem două probleme. Unu, stația e deja înființată, nu mai poate fi înființată. Ea trebuie doar dotată cu aparatură și pusă în funcțiune. Și doi, chiar dacă n-ar fi fost înființată, nu poți să înființezi ceva în spital fără să întrebi și spitalul. Nu e nici legal și nici moral. Moral nu e, că e ca și cum aș duce la cineva acasă și aș vrea să-i dărâm o cameră și, sau să-i fac o altă cameră nouă și nu-l întreb și pe proprietar. Unu. Și doi, nu e legal. Deci, conform legii spitalelor, orice modificare a structurii organizatorice a spitalului nu poate fi făcută decât după ce este propusă de comitetul director, de Consiliul Medical, respectiv de medicii șefi ai spitalului, aprobată de manager, apoi aprobată de Consiliul de Administrație, avizată de Ministerul Sănătății și abia în ultimă instanță aprobată în Consiliul Local. Noi am trecut peste toți pașii și ne-am dus în Consiliul Local să înființăm ceva deja existent. Da? Dacă un grup de consilieri dorește vreodată să facă ceva care cred dânsii că aduce un beneficiu spitalului, am cea mai mare deschidere să vină la discuții și împreună putem face lucrurile și pot să-și asume dânsii, dacă doresc neapărat, meritele sau beneficiile acestui proiect. Dar e important să treacă și pe la noi, că nu poți. Nici eu nu pot mâine să fac o modificare în secția gastroenterologie dacă nu mi-o cere șeful secției. Adică nu pot să mă duc și, sau măcar să-l consult. Domnul medic șef, sunteți de acord de mâine să mai înființăm două saloane la dumneavoastră în secție? Nu pot să mă duc pur și simplu, că îi va fi greu omului să-și desfășoare activitatea. Asta a fost și cu dializa, dar cred eu că până în final important este ca dializa să se deschidă, să funcționeze și să beneficieze oamenii. Oamenii cei care au nevoie. Iar cei care încearcă să câștige capital politic de pe urma unor oameni bolnavi, ar trebui să-și dea seama că fac un lucru rău și oamenii până la urmă să știți că își dau seama de lucrurile astea și îi vor taxa în consecință. Iar pe cei care fac și nu se laudă atâta, îi vor aprecia până la final. Mie îmi place să fac lucrurile și să le anunț după ce le realizăm. Da, nu să vă lăudați. Nu, să știți că oamenii înțeleg. Nu trebuie să te lauzi. Dacă faci lucruri bune, nu trebuie să te lauzi. Să știți că, spre exemplu, acum în ultimele săptămâni a circulat foarte mult în presa centrală, deci nu neapărat în presa locală, știrea cu medicii care sunt cazați în curtea spitalului nostru, în clădirea unde își desfășoară activitatea și ambulanța. Eu n-am sunat pe nimeni, nici o televiziune centrală, nu l-am sunat nici pe domnul Moise Guran să mă dea la Busy Day, n-am sunat nici la TVR1, nici la Radio România Actualități. Și totuși de unde a apărut lista? Păi a fost o știre într-un cotidian local, în care un jurnalist, o domnișoară, m-a întrebat ce medici au mai venit anul acesta la spital și i-am spus că au mai venit încă 8 medici de la 1 ianuarie la Hunedoara. Și ducând discuția mai departe, m-a întrebat cum s-au acomodat. Și vorbind de acomodarea lor, care este și profesională, dar este și personală, că oamenii după ce își termină serviciu trebuie să și trăiască, să aibă și o viață personală, și le-am spus că o parte dintre ei locuiesc chiar în curtea spitalului și noi spitalul le-am pus la dispoziție niște camere gratuite și plătesc doar utilitățile. Un alt coleg din presa locală a văzut știrea, a promovat-o în media centrală, în evenimentul zilei și de acolo au venit foarte multe televiziuni și au... Deci n-a trebuit să ne lăudăm noi ca lumea să vadă chestiunea asta și să o aprecieze.
Pe mine cel mă bucură cel mai tare nu este că am apărut în presa centrală, ci că au început să sune foarte mulți medici care au văzut știrea și care vor să vină să lucreze la Hunedoara. Deci, și cred că asta e cel mai important. Da, adică cei care încearcă să atragă spitalul în niște dispute și în niște discuții tensionate ar trebui să înțeleagă faptul că aceste chestiuni îi fac pe medici să nu mai vină la Hunedoara și îi îndepărtează chiar și pe cei care sunt aici. Știrile de genul că noi cazăm aici oamenii și îi ajutăm să se acomodeze în Hunedoara îi fac să vină. Da? Dar pe de o parte avem medici care au venit doar pentru că m-am dus eu și i-am căutat, că am și avut în reportajele făcute câțiva medici care au spus clar, erau hotărâți să plece în străinătate și totuși au avut o speranță și aceea a fost că eu împreună cu directorul medical, cu doamna doctoratul, ne-am dus prin centrele universitare, am bătut pe la uși, am căutat medici rezidenți de ultimul an care erau în pragul finalizării studiilor și le-am spus, domne, de ce vrei să pleci în străinătate? Vino la Hunedoara, uite, e un spital bine dotat, uite, ai colegii ăștia de la care poți învăța meserie, uite, un oraș care îți oferă oportunitățile astea și peste toate astea, dacă vrei să te acomodezi la început și n-ai posibilități, îți dăm și o cameră unde să te cazăm. Și omul, efectiv, pe considerentul ăsta și apreciind și faptul că totuși un manager de spital a venit și l-a căutat personal, a venit și lucrează la noi acum. De cine vorbim? Vorbim de un medic cardiolog, de doctorul Potoceanu, cu care... Da, important de spus, chiar vreau să vă întreb de secția ca... Am adus trei cardiologi, deci nu fel de problem. Deci medicul acesta... Încă circulă vestea că cardiologia nu funcționează. Deci multe persoane din Deva mă întreabă, funcționează? Zic, da, funcționează. Cum să nu circulă vestea dacă un demnitar local, da, un om important din administrația publică locală, da, viceprimarul orașului, este în presă și spune că s-a închis cardiologia de la Hunedoara. Normal că lumea îl crede. Da, oameni buni, nu s-a închis nicio cardiologie la Hunedoara. Da, foarte important. Nu s-a închis. Am funcționat mai greu pentru că am avut un medic care a ieșit la pensie și doi medici care au preferat să meargă să lucreze în altă parte, după cum sunt mii de medici în România care preferă să lucreze în privat sau în străinătate sau la un alt spital. În locul lor au venit alți medici, tineri, foarte buni, foarte bine pregătiți, în care eu am mare încredere și sunt convins că își vor face treaba la fel, cel puțin la fel de bine cum și-o făceau și cei dinaintea lor. Oamenii au cardiologi la care să vină acum și au avut întotdeauna. Deci, momentan avem 4 cardiologi cu doctorul Someșan, nu? Da, da, da. Bineînțeles. Deci, avem cardiologi. Secția avem există, cardiologi, deci este... Păi dacă ne uităm acum, uitați, în direct o să mă uit, că eu am aici un soft care mi-arată serviciile medicale de la noi din spital. Deci în momentul acesta, pe secția de cardiologie, până astăzi, numai luna aceasta, am avut vreo 80 de externări, deci 80 de pacienți care au trecut doar prin secție pe spitalizarea continuă. Am mai avut vreo 50-60 pe spitalizarea de zi, da? Deci ne ducem spre 140-150 până la sfârșitul lunii de pacienți internați și tratați în secție. Nu mai vorbim de cei câteva sute care sunt tratați și văzuți în ambulatoriu. Adică deci, vorbim de sute de oameni care aici vin... Aici ne-am lăvorit și sper că am lăvorit și telespectatorii. Și vorbim în toate secțiile. Da. O să se vadă pe indicator, să știți că în scurt timp vor apărea indicatorii de performanță ai spitalelor la nivel național. Și probabil că încă o dată se va supăra multă lume, dar este al doilea an consecutiv în care spitalul din Hunedoara are cei mai buni indicatori de performanță din țară. Important de specificat, chiar am încă o dată, în 2000, deci al doilea an consecutiv, vom fi clasați pe primul loc în topul spitalelor municipale din România. Nu vreau să spun că e meritul meu. Întâmplător se întâmplă, totul s-a petrecut. Care conduc spitalul, întâmplător, aceste performanțe s-au petrecut în... exact în cei 2 ani de când sunt eu manager. Dar, repet, nu este meritul meu, este meritul profesioniștilor care își fac treaba și am și eu un mic merit acolo că stau și mă uit pe aceste softuri și coordonez sunteți activitatea. Sunteți modest acum. Nu, va trebui să încheiem, dar o să continuăm emisiunea data viitoare. Cu mare drag. Pentru că n-am terminat tot ce am avut de spus. Vă mulțumesc și... Mulțumesc și eu. Ne întâlnim data viitoare. Oricând. La revedere. Vă doresc și noastră numai bine. Aveți grijă, deci, în continuare ce gândiți, aveți grijă pe cine ascultați, ce ascultați și, nu în ultimul rând, vă doresc weekend plăcut și numai bine!